Impresionantă sloganului câine până la moarte a fost unicul capitan. Mâine se împlinesc 6 ani de la tragica dispariție a lui Cătălin Hâldan. I-am spus venis. Amintirea lui Cătălin Hâldan și-a făcut un loc aparte în inimile suporterilor, iar vremea a rămas în loc. Este veșnic în peluza care îi poartă numele. A făcut parte din lotul României la Euro 2000, a câștigat cu Dinamo un campionat și o cupă. Acolo cu Hâldan, Ionuț Lupescu. Lupescu nu este offside, Hâldan în fața celui de-al doilea gol și poate al deznodământului acestei finale. Hâldan intră în careu, 2-0 pentru Dinamo. Hâldan, jucătorul emblema lui Dinamo, pătrunzând hotărât, un dribling fără probleme, Prune a depășit și cursa se încheie. Cursa s-a încheiat pe 5 octombrie 2000, a căzut pe teren și a ieșit din fotbal pentru a intra definitiv în amintirea suporterilor. I-am spus veni să stăm. Amintirea mea vreau să fie a ta. La Brănești, camera lui Cătălin Hâldan a rămas neschimbată. Neamarin, tatăl lui Cătălin, doar mai adaugă de la an la an amintiri culese de la suporteri. Mesaje lăsate de fanii care nu-l vor uita niciodată pe unicul capitan. Vine o zi, vine o zi când se va sfârși. Cătălin Hâldan este omniprezent în căsuța de la Brănești. Neamarina a împodobit casa cu poze, articole, fulare și mesaje de la suporteri. Întreaga viața unicului capitan a fost strânsă într-o singură cameră. E viața lui aici, altceva. Atât cât a trăit 24 de ani. Banderola de capitan este așezată la loc de cinste, iar pozele și ziarele împânzesc întreaga cameră. Spațiul a devenit neîncăpător pentru toate amintirile legate de Cătălin Hâldan, însă Neamarin are un suflet bun și mai dă uneori câte ceva suporterilor, care nu-l vor uita niciodată pe fiul său. Nu vin mulți să le mai dau, dar ne-am dat așa. Da, și din țară. Cătălin stătea de vorbă cu tatăl său de nenumărate ori și îi povestea ce simte înaintea fiecărui meci. Neamarin își aduce aminte, în schimb, atmosfera din casă înaintea unui meci cu Steaua. Cum era când juca cu Steaua? Nu dormea de mine. Nu dormea, era pătruns. Acolo s-a spart multe pe acolo, de nervi, de dus. Trăia momentul, trăia, asta era. Nu putea să... Nu suporta. La fiecare meci, Cătălin știa că în tribune un suporter special îl privește numai pe el. La jocurile din țară era nelipsit. O singură dată nu s-a dus la meci, pe 5 octombrie 2000. Numai atunci nu m-am dus, domnule, parcă Dumnezeu a zis să rămân. Că zicea mereu, zice, bă, tată, pentru voi muncesc, o să torc. Și ea mi-a zis, de ce mai mergi, bă, tată, la meci, la el, la hotel? M-am zis la peste să ne-am. Poate azi iar vreo Dumnezeu să nu mă duc, știți? Nici eu nu știu ce să zic. Cătălin își așteaptă acum coechipierii și prietenii apropiați să vină la el. Mâine se împlinesc 6 ani de când ne-a părăsit, dar amintirea lui va rămâne vie. You know,